cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mor. Bună dimineața, oameni buni, ne scuzați pentru întârziere. Sunt din când în când anumite fotografii care se pun în calea fluxului Facebook și nu putem intra la timp în emisiune, dar vom rezolva această problemă cât de curând. Cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț, știri din Neamț în direct, pentru că am întârziat, nu mai fac niciun fel de introducere. Prezint invitatul Andrei Carabelea, bună dimineața! Bună dimineața, parcă nu mai este cafeaua ce era odată, dar fără introducere. O să facem atunci, dar prezint și tema rapid. Nu știu, nici nu v-am spus, primarul Carabelea, Telegondola, Cozla și opoziția. Deci da, ca să da. Nu mai să nu mai fâlfâim. Novelă, bas sau telenovelă, exact. Ce să fie? Păi nu știu dacă e telenovelă, dar... Speram să nu devină una. Dar o să rog pe cineva să-mi aducă și un număr din Mesagerul de Neamț de astăzi, ca să nu uităm de o introducere scurtă. Numărul 557, ca să spunem așa, mult înainte. Deci dacă ne uităm bine, are toate ingredientele unei telegondole, era să zic, unei telenovele. Telenovele, corect. Astăzi, oameni buni, în ziar, domnule primar, editorial, uite, Halep nu e Dâncu, ca să fie o altă telenovelă. Recital inoperativ Isu Neamț. Am constatat, este grav, nu știm cât și de ce, nu e treaba noastră, dar veghem. Realități și culise în Spitalul Județean Neamț, secția chirurgie generală, fără ca șeful secției, reputatul chirurg, domnul Juncu, să dorească să stea de vorbă cu... reporterii, noi avem dorința asta de a vă prezenta fiecare secție din spital cu oamenii de acolo, cu greutățile și realizările lor. Au fost doi de șefi de secție care au prezentat domnul Juncu, continuând în tradiția unei bune comunicări pe care o avea și când era director, director medical, a refuzat dialogul acum. Vom dialoga cândva, nu știm când. În rest, multe materiale și despre un festival de teatru de mare clasă, nu la Piatra Neamț, ci la Bacău. Dacă vreți, vă spun și bancuri care apar în Mesagerul, vă spun și horoscopul, dar după emisiune. Domnul primar, am citit două lucruri ieri. Am citit un fel de comunicat al opoziției reprezentată de PSD de data aceasta, dar din câte am văzut, și am citit un comunicat de al dumneavoastră. Unu, comunicatul opoziției spunea cam așa. Dom'le, noi nu vom vota hotărârea cu telegondola pentru că noi n-am fost la botezul ei, n-am fost la nuntă, nu, la botez, la naștere, la botez. Da. La cumetrie, mă rog, așa. Și de asta nu vom vota. Ne-ați trimis în opoziție, așa că facem opoziție. Este acolo o frază, asta cu trimis în opoziție și facem opoziție, mie îmi sună cam așa. Dacă nu eram în opoziție, poate votam. În contrapartidă, ca să zic așa, dumneavoastră ați pus o postare că în timp ce unii se joacă de opoziția, noi facem. Facem drumul pe Cozla. N-am nicio problemă că se face drumul pe Cozla. Facem, cum se cheamă, Belvedere. N-am nicio problemă, s-o mai făcut odată și Belvedere. Țineți minte. Păi asta reparăm, cum s-a făcut. Așa, da. Cum s-a făcut. Haideți să discutăm. Cum în ce notă ați citit? 10 trasee și 10 trasee turistice. În ce notă ați citit comunicatul PSD? Comunicatul PSD l-am citit nu ca fiind... Eu m-am obișnuit ca de 2 ani să mi se pună în bețe în roate la orice proiect. PSD-ul nu a făcut nimic altceva decât opoziție, dar o opoziție nu în detrimentul primarului, ci chiar în detrimentul orașului. Pentru că efectiv asta au făcut. Orice
proiect eșuat reprezintă pe ei o teză în campania din 2024. Asta este filozofia și abordarea pe care PSD-știi o au în momentul de față și dacă până acum nu am spus acest lucru, am făcut-o doar dintr-o prudență de a încerca să construiesc. Doar că în momentul de față nu mai am nici cu cine să construiesc pentru că PSD-știi au interzis să-mi răspundă la telefon, de exemplu. De la cel mai mic nivel până la cel mai înalt nivel. Nici măcar pe teme instituționale, precum relația primărie, inspectoratul școlar județean, eu nu am cum să dialoghez cu doamna inspector școlar general pentru că nu răspunde la telefon. Dacă este o temă urgentă și trebuie să comunicăm imediat pentru a rezolva o situație, nu am cum. Trebuie să iau legătura instituțional și să aștept răspuns 30 de zile. Așa se întâmplă. Cu secretar. Așa se întâmplă astăzi, din păcate. Ca să nu mai spun, eu nu cerșesc ca cineva să-mi răspundă la telefon pentru că este un lucru firesc în momentul în care ai de dus mai departe niște proiecte care interferează cu alte instituții, e normal și decent să lași haina politică sau măcar să o ții într-o manieră mai diluată, nu chiar atât pe față. Dar uitați, comunicatul ăsta spune lucrurilor pe nume. Asta a făcut PSD timp de 2 ani și asta și-a propus pentru întreg acest mandat. Eu le aduc aminte consilierilor PSD că au depus un jurământ în care acolo nu spun că votează dacă au sau n-au viceprimar, dacă sunt sau nu la putere sau în opoziție. Acolo spun că jură că vor face tot ce le stă în putință pentru propășirea materială și spirituală a locuitorilor municipiului Piatra Neamț. Ceva nu... Ca să nu mai spun că dincolo de... Înainte de acest jurământ a fost o campanie electorală în care au spus că vom face, că vom drege, că pe noi ne interesează binele comunității, interesul cetățeanului pe primul loc. Unde este acum? Că eu văd că, de fapt, ei se opun unui proiect. Nu pentru că spun că nu e bun proiectul, nu pentru că spun că au alt proiect mai bun decât acesta, nu oferă niciun argument care să le apere poziția față de acest proiect, care este despre trecutul, despre prezentul și mai ales despre viitorul orașului. Ei nu spun nimic din toate astea, ci pun condiții. Dacă am fi avut viceprimar, am fi votat proiectul. Cam asta e teza PSD-știlor. Și eu cred că dacă ei spun că nu trebuie să le dea socoteală pietrenilor pentru această poziție a lor și pentru această abordare, eu cred că se înșeală amarnic. Pentru că tocmai pietrenilor trebuie să le dea socoteală și explicații. Bun. Astăzi e ședința. Astăzi la ora 12 este ședința. Ați spus din nou proiectul pe ordinea de zi. Proiectul este pe ordinea de zi. De la ședința, mă rog, dezbaterea, ședința de lucru, ce a fost vinerea trecută până acum, avem vreo noutate în privința, cum să spun eu, discuțiilor în grupuri? Hai să le spunem altfel, negocieri? Da. După cum v-am zis, ei nu răspund la nicio invitație. Bun, dăm deoparte PSD-ul. Situația stă în felul următor. Am făcut o dezbatere vinerea trecută, o dezbatere care a rezultat în urma unor discuții tete-a-tete cu președintele PMP Neamț, Bogdan Gavrilescu, care a zis că el, dacă ar fi în locul meu, pentru a arăta cât se poate de transparent cum stau lucrurile, ar face o dezbatere cu toate partidele în fața... A venit cu ideea asta. El a propus ideea aceasta, eu am extins-o. Am invitat și societatea civilă, am invitat și mediul de afaceri, am invitat presa, am invitat toți actorii implicați și interesați în rezolvarea situației. Ați văzut cum a ieșit dezbaterea. A existat o singură soluție pe masă, cea pe care am propus-o eu. O soluție pe care nimeni nu a contestat-o cu subiect și predicat. Nimeni nu a zis că soluția asta nu e bună pentru că.
Toți au zis că vrem să căutăm alte soluții, dar nimeni nu a oferit vreuna. Am și explicat că am explorat toate variantele posibile pe care le-am identificat alături de colegii din aparatul de specialitate. Aceasta a fost singura care e viabilă, pentru că e singurul bun unic care, odată cu valorificarea lui, acoperă toți creditorii din planul de reorganizare, și am considerat că aceasta este și maniera pe care o putem gestiona mai eficient ca autoritate publică locală. Adică, nu înțelegând și contextul complicat în care ne aflăm în Consiliul Local, pentru că orice proiect de genul acesta are nevoie de două treimi și asta trebuie să înțeleagă alegătorii, care este blocajul în momentul de față. Pe majoritatea proiectelor pe care le propun în Consiliul Local, avem o majoritate la limită, formată din trei partide, PNL, USR, Pro-România, la care se alătură un consilier local ALDE. Acum Ciprian nu Renache, știm dacă e ALDE. Care înțelegem că tocmai din cauza faptului că are această capacitate de a fi independent și de a-și asuma deciziile, pentru că el își respectă acel jurământ și el votează în baza propriei conștiințe, nu în baza tezelor și temelor date de la partid, se pare că suportă consecințe. Așa funcționează astăzi opoziția, merge numai cu condiționări și cu impuneri, da? Totul e pe decizia șefului, nu contează argumentele pro sau contra, nu contează care sunt consecințele la nivel de comunitate, nu mai contează logica votării unui proiect, nu mai contează conștiința pe care o ai și jurământul pe care l-ai depus, nu mai contează patriotismul local, nu mai contează nimic. Totul e pe ce zice șeful. Așa se întâmplă la PSD, așa se întâmplă la PMP, așa se întâmplă la ALDE. La PNL? La PNL chiar este dezbatere și majoritatea proiectelor. Că există situații și există chiar uneori... Mă refeream la nivel de partid. Sau vă refereați dumneavoastră numai la administrație? Atât la nivel de filială județeană, cât și la nivel de filială locală, există dezbatere, discutăm orice proiect, am puterea de a recunoaște când n-am avut o abordare completă și n-am înțeles unele perspective. De exemplu, au fost situații foarte tensionate public care s-au soluționat în biroul PNL. De exemplu, la situația cu parcările am reușit să găsim soluția ieșirii din criză prin implicarea colegilor consilieri locali PNL care au venit și cu propunerea acelei subrogări. De acolo a pornit. Bun. Acum, presupunem că se votează proiectul. Ați votat proiectul, se participă la licitație, normal că va trece, se va adjudeca bunul respectiv, care devine proprietatea primăriei. Aici aș vrea să explic care este, să prezint un pic situația. Deci, în momentul de față, Perla Invest a scos la vânzare clădirea care reprezintă stația de plecare a telegondolei de la gara. Acest bun este evaluat în baza unui raport de evaluare din 2018 sau 2019 la 1,3, aproape 4 milioane de euro. Pentru a verifica care este valoarea actualizată a acestui bun imobiliar, am făcut un nou raport de evaluare care ne arată că valoarea de astăzi este undeva la aproape 2 milioane de euro, puțin peste 1,9 milioane de euro. Deci este practic, cu această clădire, este practic cu jumătate de milion de euro mai valoroasă decât în raportul din 2000 precedent, în baza căruia este scoasă la licitație de administratorul judiciar. Deci, Perla astăzi este o societate a Consiliului Local. Consiliul Local este acționar unic, dar este condusă de un administrator judiciar, pentru că este în insolvență și are de achitat niște datorii la niște creditori. Practic, astăzi nu mai contează interesele acționarului
majoritar, ci interesele creditorilor. Și administratorul judiciar este pus tocmai pentru a acoperi aceste datorii pe care societatea le are. Este un plan de reorganizare prin care se acoperă aceste datorii. Pentru a acoperi aceste sume, Perla Invest trebuie să vândă un bun. Aceasta este clădirea de la gară. Clădirea se scoate la licitație. S-a scos de două ori până acum și nu a venit nimeni. În momentul de față, există două variante. Vine un investitor privat și cumpără clădirea. Și atunci, efortul pe care trebuie să-l facă primăria nu mai este necesar. Dar pentru a avea o plasă de siguranță, pentru a fi siguri că telegondola va funcționa, că asta este de fapt cheia problemei. Până acum s-au plătit peste 45 de milioane de lei pentru a avea telegondola. Și ajungem în situația în care asemenea unei familii care a făcut acum 29 de ani un credit pentru a-și face casă sau a cumpăra un apartament, a plătit cu punctualitate timp de 29 de ani și 11 luni și la final se împotmolește și pierde casa pentru că nu reușește să plătească ultima rată. Suntem cam în aceeași situație. Eu nu mi-am dorit telegondola. Eu nu am fost portaș nici la cumetrie, nici la naștere, nici la botez, nici la căsătorie și așa mai departe. Dar acum avem obligația, atât eu, ca parte executivă. Se înțeleg că nu vreți să fiți portaș la înmormântare. Asta e. Foarte, foarte bună observația dumneavoastră, pentru că de fapt astăzi vorbim despre înmormântarea telegondolei. Și eu nu vreau, eu vreau să salvez telegondola pentru că pietrenii au plătit pentru asta, pentru că orașul a plătit pentru asta. Am înțeles. Am cumpărat telegondola. Ea nu mai este în patrimoniu Perla Invest, este în patrimoniu primăriei. Da, deci dacă se încheie deci, cu... Am cumpărat-o. Da. Am cumpărat-o, este în patrimoniu primăriei. Deci primăriei... Deci noi acum nu plătim telegondola. Și acum cumpărăm o clădire. Asta spun. Clădirea respectivă, de unde pleacă telegondola, va deveni proprietatea primăriei. Ca să fie mai simplu, chiriașii de acum vor trebui să încheie contracte cu primăria, dacă își vor mai permite, sau primăria mai vrea să încheie contract, poate vrea să facă altceva acolo. Și de aici pornește întrebarea mea. Am luat clădirea, ce facem mai departe? Pentru că mă scuzați, eu trebuie să-mi termin. Perla Invest rămâne fără acest bun. Va ieși cel mai probabil din insolvență, va ieși cel mai probabil, deși orice este posibil, să mai avem și alte surprize. Și Perla Invest ieșită din insolvență va fi o societate comercială aflată cu acționar majoritar municipiul Piatra Neamț, care nu mai avea această clădire de plecare a telegondolei, va avea telegondola. Nici măcar. Deci, ce va avea Perla Invest? Perla Invest va avea doar activitatea din care să trăiască și din care să-și plătească datoriile față de primăria Piatra Neamț. Deci, se cumpără clădirea aici telegondolei. O cumpără primăria. Am pus, să zicem că mergem pe varianta în care o cumpără primăria, trece proiectul. Noi am alocat deja în ședința de la finalul lunii septembrie 8,3 milioane de lei pentru a participa la licitație. Lucrurile astea le știm. Din acești 8,3 milioane de lei, undeva la vreo 3 milioane de lei se întorc în bugetul primăriei pentru că, pe de o parte... Domnul primar, nu mai discutăm de asta. Am cumpărat-o. Recuperăm din datorie. Am recuperat, am cumpărat, am recuperat din datorie, am preluat societatea. Am preluat societatea. Pe lângă acești 3 milioane de lei care revin în bugetul local, în contul datoriei pe care Perla Invest o are, datoriei garantate. Pentru că primăria Piatra Neamț are două tipuri de datorii pe care Perla trebuie să le plătească. Pe de o parte, aproximativ 3 milioane de lei, aceștia care se întorc în bugetul local, practic se stinge această datorie garantată și mai este o datorie chirografară de peste 21 de milioane de lei, în contul căreia recuperăm celelalte bunuri ale societății. Baza hipică, vârful Muntele, proprietățile pe care Perla Invest adică are pe vârful. Adică nu mai încasăm banii ăștia nu de la Perla Invest. Ăștia.
Știți de ce am insistat și v-am lăsat să spuneți așa? Pentru că trebuie să știe populația că nu vorbim numai de cele 40 de milioane, 44 de milioane exact. Pe care le plătim pentru Perla Invest. Mai există o gaură de 20 și ceva de milioane pe care Perla Invest îi datora primăriei. Asta apropo de poveștile domnului și doamnei contabile în ședința publică despre cum se cheamă, profitul Perla Invest. Nu vreau să mai intru în amănunte. Deci, aveam încă o gaură de 20 ceva de milioane bani dați de primăria Piatra Neamț. În contul acestei... în contul acestei societăți. Da. Și ăștia îi recuperăm, dar sub formă de active pe care primăria Piatra Neamț în timp le-a dat Perla Invest. Prin majorare de capital social. Da. Deci recuperăm bunuri în valoare de peste 21 de milioane de lei, care reprezintă baza hipică, proprietăți, terenuri, spații de pe vârful Cozla și, de diferență, parte din instalația de telegondolă și teleschi. Deci Perla Invest va rămâne cu obiectul de activitate. Deci, haideți să stabilim. Perla Invest, prin această recuperare, rămâne fără toate bunurile. Fără bunuri, da. Deci rămâne o societate cu un capital... cu parte din instalația de telegondolă. Cu parte din instalația de telegondolă. Deci asta nu s-a spus. Asta nu s-a spus. Asta este important. Deci, toate bunurile astea revin în patrimoniul primăriei. Și după aceea o să vedem ce facem cu baza hipică, ce facem cu clădirile de sus, ce facem cu instalația, că parte e alu Perla Invest, parte e a primăriei, da? Ca așa înțeleg. Deci, acum a mai lămurit ceva. Perla Invest nu va mai avea patrimoniu decât foarte puțin. Da. Și mai trebuie lămurit un lucru. Acesta este unicul scenariu în care telegondola rămâne funcțională. Ironia face că prin gândirea pesediștilor, telegondola nu numai că moare, dar vom și plăti mult bani grei. Plătim în continuare ratele, deci ratele nu dispar. Oricum, se termină în două luni. Se termină, dar mai avem de plătit 2 milioane de lei. Da. Așa, și ajungem să plătim conservarea și paza instalației de telegondolă, care este sunt niște costuri uriașe. Din verificările pe care le-am făcut, numai conservarea ar ajunge undeva la peste 1,5 milioane de lei pe an, adică de exemplu, 4 locuri de joacă. În loc să generăm venituri, noi plătim la nesfârșit pentru a avea un bun la care ne uităm ca bibelou. Bun. Acum o întrebare care eu cred că este dificilă. Am avut la începutul mandatului poziția radicală reprezentată de actualul viceprimar Irimia și USR apropo de societățile comerciale. Hai să vedem, reformăm, etc. S-a luat activitatea de la parking la primărie, s-a încercat preluarea activității de la ăștia care locativ. Pun doar, da, care au un comision și lucrează la primărie și nu s-a reușit. Adică nu s-a reușit preluarea tuturor parcărilor la primărie, la parking. Nu s-a reușit. Au apărut probleme. Am apărut probleme de cunoaștere, da. Mulți care ne-au... Dacă apar acum probleme și cu Perla Invest și dăm înapoi patrimoniu către Perla Invest, adică recuperăm, dăm în plată, anulăm datorii, vine Perla Invest și ce facem? Hai să le dăm înapoi baza hipică, hai să le dăm înapoi primările de capital. Eu n-am făcut și afaceri de genul acesta niciodată. Eu sunt obligat să vă întreb. Blocajele și provocările pe care le-am avut pe partea de preluarea parcărilor au venit dintr-un bâlci politic care e perpetuat la Piatra Neam și în județul Neam din cauza unor orgolii și a unui tip de manifestare a unui baron și a unui partid politic care numai pe asta a mers, pe contre, pe blocaje, pe frână, pe nimic constructiv. De asta au apărut blocajele cu parcările. De altfel, în orice reformă există o reticență la schimbare. Știți prea bine, e greu să schimbi abordări, mentalități și să-i convingi pe oameni să
să iasă din zona de confort și să lucreze altfel decât o făceau înainte. Asta a fost, de fapt, problema. Acum lucrurile merg foarte bine la parking, pentru că, da, am preluat parcările la primărie, ne-a atacat prefectul în instanță și nu am avut de ales. Puteam lăsa parcările blocate și să fie haos în oraș a la lung, pentru că așa a dorit prefectul PSD, sau puteam să ne repliem. Eu nu am orgolii, pe mine mă interesează realmente binele oamenilor și al comunității și existența unor reguli pe care să le respecte toată lumea, pentru că asta înseamnă o bună gospodărie și conviețuire socială, toată lumea să aplice, să respecte niște reguli. Dacă nu am fi trecut, dacă nu mi-aș fi călcat pe orgoliu să dau înapoi parkingului parcările de reședință, pentru că parcările publice sunt în continuare la primărie. Deci asta a fost soluția. Era singura variantă pentru a avea un serviciu de parcări funcțional. Pentru că pe primărie suntem blocați până la o decizie finală a instanței. După cum bine știți, am și câștigat în instanță. Da. Prin urmare, am avut dreptate. Pe partea de locativ, este un proces foarte nevoios. Din ce cauză? Pentru că știți foarte bine câte cumetri și nașteri și botezuri au fost și pe partea de locuințe și locuințe sociale. Acolo de asemenea, nu am fost acolo părtași. Au fost și concepții. De asemenea, nu am, în locuințele astea au fost și conceput. Așa, și e greu să rezolvi problemele de peste 20 de ani, dar iată că recent am finalizat tot ce înseamnă partea de predare-primire între locativ, SERV și primărie, pentru că au fost solduri foarte complicate de rezolvat, de verificat, au fost situații extrem de ciudate și de complicate și știți prea bine că dacă intrăm în subiectul ăsta cităm pe domnul Liviu Arbuz, ați scris despre ele. Am și scris și se va mai scrie, ați scris și dumneavoastră și se va mai scrie, cu siguranță. Deci asta e situația. Sunt schimbări, sunt reforme care inevitabil te pun în postura, în situația de a avea reticența propriilor angajați, că sunt mulți care au fost deranjați de schimbarea mecanismelor. Păi totul a început cu schimbarea unui șef birou care împărțea și făcea și desfăcea pe acolo. Asta e realitatea. Acum sunt ferm convins că nu are ce să meargă prost decât dacă PSD-ul și PMP-ul și acel consilier ALDE nu înțeleg să voteze odată, lăsând, ignorând temele, tezele și impunerile de la partid. Da. Haideți, am convenit, am cumpărat, am făcut. Eu stau și mă gândesc că n-am apucat să intrăm în profunzimea efectelor pe orizontală, pentru că acum am avut doar o abordare politică și nu neapărat economică, pentru că ne-am gândit doar la efectele asupra primăriei, că primăria va suporta, va trebui să plătească conservare și pază și așa nu mai departe. Nu spun primărie, eu spun orașul. Orașul, da, bineînțeles. Dar să ne gândim un pic câte zeci sau sute de locuri de muncă se vor pierde sau câte afaceri vor fi afectate din cauza că o activitate care aparent nu producea nu știu ce wow la nivel de oraș, dar toată lumea, când vine în oraș, petrece câteva ore mergând cu telegondola și plimbându-se sus pe Cozla, unde momentan avem doar atât. Farmecul unor peisaje deosebite. E adevărat că până astăzi, din vina iarăși acelor care au participat la cumetrii, nu s-au făcut investiții sus pe Cozla, noi avem proiecte. V-am spus că sunt astăzi în amenajare sau în curs de omologare, că practic amenajarea este după ce obții toate autorizațiile și avizele necesare pentru a realiza un traseu turistic. Avem în lucru 10 trasee turistice. Unul a început săptămânile trecute să fie marcat și reamenajat. Este celebrul traseu spre Trei Căldări. Și, am văzut că a apărut și semnalistica. Este unul dintre lucrurile cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Așezarea geografică este elementul care face din orașul Piatra Neamț unul special.
atunci trebuie să punem în valoare aceste lucruri. A, știți care e problema? Când te binecuvântează Dumnezeu cu ceva, își bagă coada și dracu. Politicul. Prin... și obiectivul pe care mi l-am propus pe această direcție este ca în următorii ani Piatra Neamț să aibă o rețea de 100 de kilometri de trasee turistice, pietonale, ciclabile, de tot felul, în așa fel încât omul când vine la Piatra Neamț să se bucure de verdele din jur și de albastru, de pârâuri, lacuri și așa mai departe. Trebuie să începem de undeva. Noi am început și pot arăta rezultate concrete în direcția aceasta și proiecte. Anul trecut am avut o inițiativă, ne-am blocat. Anul acesta am avut o altă inițiativă, dar din păcate am avut o piedică politică din partea unui coleg de partid, al domnului Arsene și de a doamnei Luca Moțe. Despre ce vorbiți? Conducerea ANAM este una, din păcate, politică astăzi și ne-a răstălmăcit niște cuvinte. Practic, acesta, de aici a și pornit refuzul absurd al... pe avizul solicitat la ANAM. Noi am cerut să ne aprobe un proiect prin care să exploatăm potențialul turistic al zonei fosilifere Cozla, iar răspunsul a fost că sunt interzise exploatările resurselor naturale în rezervații, în zone fosilifere și în arii protejate. Adică noi vrem să exploatăm potențialul și am înțeles că exploatăm, de fapt, resurse. Că luăm fosilele și facem balast. Mai s-au raportat, probabil, la politica națională privind energia. Dar, mă rog, nu ne mai băgăm acum în amănunte de genul ăsta. Bun, am înțeles. Spuneți-mi un pic, se face drumul ăsta care a început, apropo de drum, eu să fi fost până acum de 10 ani, poate chiar mai mult, cel care administrează terasa gospodinelor, aș fi cerut Consiliului Local o scutire totală de taxe și impozite, pentru că a fost efectiv crucificat din punct de vedere al activității cu un drum impracticabil. De acord cu dumneavoastră. Deci da. Aș fi cerut scutirea totală de taxe și impozite. Pentru ar că fi fost chiar îndreptățit să facă asta. Este absolut sinistru ce s-a întâmplat acolo. Bine, trec peste faptul că cineva a vrut să pună mâna pe locația respectivă și să o ia, dar asta... Eu am discutat cu managerul de acolo încă de la începutul anului. Apropo de drumul, care e stadiul? Am văzut niște postări, ne-am blocat noi cu pozele și nu știu dacă le putem... Da. Am văzut niște postări, s-au făcut rigole în zonă, sus. Da. Când? Mai întâi am să spun ce s-a întâmplat. Era un proiect tehnic, dar un proiect tehnic blocat cumva în faza de avize. Nu s-au obținut avizele. Apropo, s-a făcut studiu geo? Cu studiul geo, cu tot în spate. Practic, această investiție are două obiective mari. Pe de o parte, să limiteze efectele eroziunii solului, pentru că exista un risc foarte puternic din cauza unor ploi terențiale sau în momentul unor fenomene mai unor ploi mai puternice, exista riscul de a se forma torenți care să producă alunecări de teren. Acesta este și scopul pentru care unul dintre principalele motive pentru care am inițiat acest obiect de investiții și l-am accelerat, să rigolăm practic și să dirijăm noi apa torenții. Și torenții în așa fel încât să limităm efectele eroziunii și bineînțeles să creștem accesibilitatea și atractivitatea zonei Cozla pentru cei care au plăcerea de a se plimba în aer liber prin pădure și pe dealul Cozla. Va fi, în momentul de față, s-a realizat rigola pe o distanță de aproximativ 1 km. Până la finalul acestui an va fi finalizat drumul integral de la limita asfaltat zonei... sau betonat? Cum va fi? Imediat spun. De la limita zonei de protecție, undeva de la piciorul stației de sosire a Telegondolei, până la bariera de jos, va fi finalizat până de sărbători, doar sperăm să ne ajute și vremea cât de cât. Va fi o porțiune de aproximativ 1 km macadam, de sus, din zona limitei de protecție până...
Jos sunt aproximativ 2,5 km. Pe 1,3-1,4 km va fi piatră cubică. Piatra cubică care este astăzi va fi reașezată după restructurarea drumului și până de jos, de la strada Ștefan cel Mare, până la barieră, va fi asfalt. Deci de la barieră, piatră până cubică. Până sus, piatră cubică și macadam. Și macadam. Macadam ce înseamnă? Că nu știu. Piatră spartă. Piatră spartă, da? Și da. Presată. Și presată. Deci eu trebuie să mai reafirm un lucru foarte important. Drumul va rămâne închis circulației rutiere. Este un drum care va fi pietonal. Accesul sus va fi permis doar celor care fac aprovizionarea, mașinilor de intervenție și de curățenie. Și evaluăm pe viitor realizarea unui acces de tip barieră sau cu bolarzi. Omul care vrea neapărat să meargă cu mașina să plătească pe măsură. Bun, nu știu dacă este o variantă asta. Eu insist. Deci, în continuare va rămâne pietonal. Eu insist, având în vedere structura dealului Muntelui Cozla, avem un studiu geo. Este studiu geo, sunt din câte știu două studii geo. Unul făcut cu mai mulți ani în urmă. Nu mai țin minte societatea și unul recent făcut anul trecut de o firmă din Bacău. Am înțeles. Nu, e important pentru că fiind un județ cu probleme de genul ăsta, am avut drumul spre Bisericani. Țineți minte ce s-a întâmplat. Da. Avem probleme pe axial. Am uitat să menționez asta. Dar aceste elemente vor fi realizate în primăvara anului viitor, pentru că nu este timp fizic până acum, până la finalul acestui an. Vor fi realizați niște parapeți, niște ziduri de sprijin în zonele unde sunt maluri mai abrupte. Haideți să coborâm de pe Cozla și să ajungem un pic în oraș, pentru că e nevoie să reamintim ce se întâmplă în momentul ăsta în oraș. Am văzut ce se întâmplă pe Dimitrie Leonida pe variantă. Ieri se trasau niște linii. Toată lumea se întreabă ce se întâmplă în zona asta de intrare în piață. Avem o zonă de trotuare care stă de vreo două săptămâni și nu s-a mai lucrat. În dimineața asta lucrau la această zonă de trotuare. Au știut că veniți. Deci în maxim două săptămâni, din câte știu, vor fi finalizate trotuarele integral pe tot ce înseamnă porțiunea pe unde au început deja lucrările. Și intrările acelea în străzi se mai asfaltează? Sau se asfaltează pe o porțiune de 20 de metri. Deci la fiecare stradă. Tot ce înseamnă străzi laterale, da. Dacă lumea se întreba dacă rămâne până primăvară așa. Nu. Doar a trebuit să trateze cu prioritate mai întâi bordurarea. Aveți un stadiu fizic al lucrărilor în momentul ăsta? Nu, la pod? Procente sau... La pod? Păi zilele trecute începeau să lucreze. Din câte știu, pilele trebuie... Ce s-a turnat? Piloții forați trebuie decopertat până la o adâncime de un metru în vederea montării pilelor de susținere a podului. Deci, din câte știu, până la finalul anului au planul de a finaliza podul nou. Podul nou. Podul nou. Și după aceea se apucă de celălalt. Doar după ce este gata podul nou putem începe lucrările. Aici de se văd, lucrurile încep să se vadă cumva. E cum am spus eu pe vremuri, asfaltare, trotuare și elementul de noutate este podul. Ce se întâmplă mai mult, pentru că s-au realizat și canalizații. A, da. Deci partea singurul, de fire. Nu s-a intervenit pe partea de apă, pentru că e o rețea. Rețeaua de apă este făcută pe... Este practic pe instalația de gaz și are e încă în perioada de viabilitate,
nu au fost avarii, nu sunt probleme la această rețea și oricum gândim, am început deja lucrul pentru realizarea unei rețele noi de apă, unde părerea mea este că putem merge cu rețea supraterană, așa cum este de exemplu în Viena. Dacă se poate în Viena, nu înțeleg de ce noi n-am fi în stare să facem o rețea supraterană de distribuție și de aducțiune de apă pentru a înlocui ulterior rețeaua de existentă astăzi. Ar fi un avantaj suprateran, nu mai sunt bypass-uri. Nu mai sunt bypass-uri și este mult mai ușor să identifici zona unde e de intervenit în cazul unei avarii. Da. Ce se întâmplă pe celelalte două coridoare de mobilitate? Pe Traian și Decebal au început lucrările de câteva zile, de alaltăieri sau de luni, nu mai țin minte exact. Aici sunt de menționat două. Practic au început cu scoaterea bordurilor de pe partea dreaptă, pe sensul de mers între spital și liceul de chimie. Vă spun eu sigur că așa este. Păi, deci, eu și eu vă spun. Vă spun sigur că așa este, că am simțit. Așa, deci se lucrează și mă bucur că se întâmplă asta, pentru că au apărut, așa cum pare inevitabil, că în orice proiect îl începem, ne confruntăm cu problema aprovizionării cu materiale sau cu lipsa de stocuri din țară, pe ce înseamnă borduri, pavere, de exemplu. Dar, într-un final, executantul a reușit să rezolve această problemă. Lucrăm la pregătirea planului rutier pentru dirijarea traficului pentru momentul în care se va începe lucrul la pod și asta, din discuțiile pe care le-am avut cu executantul, cel mai probabil se va întâmpla în februarie anul viitor. Deci până în februarie nu intră la pod. Până în februarie lucrurile. Deci vor lucra și ei pe borduri și pe asfaltare. Exact. Deci s-au schimbat un pic prioritățile. S-au schimbat un pic lucrurile pentru că era absurd să ne apucăm de pod și să lăsăm podul demolat pe parcursul iernic. Nu se poate lucra la temperaturi de minus 15 grade la pod. Și mai avem un lucru de făcut, care mi se pare și cel mai complicat, pe Traian și Decebal. Mai avem un aviz de obținut în vederea emiterii autorizației de construire a noi rețele de apă și canalizare a orașului Petraian și Decebal. De la cine? De la Mediu și acum pentru acest aviz mai suntem în discuții și în clarificări cu cei de la sistemul de gospodărire a apelor. Estimez că în două săptămâni vom avea autorizația de construire și vor putea începe lucrările. Nu înțeleg. Este pe noul proiect de schimbare. Pe noul proiect de apă. Da. Așa, pe noul proiect de apă. Că pe lucrările de pe coridor există aviz de la Mediu. Avem. Deci, aici vorbim despre proiectul prin care vrem să rezolvăm problema. Deci, practic, ei nu se pot apuca de rețeaua de apă, că nu există încă avizul. La Mediu. Nu avem încă autorizația de construire. Da. Imediat ce avem acest aviz finalizat, imediat ce obținem avizul, finalizăm autorizația de construire și predăm amplasamentul în vederea realizării lucrărilor de apă și canalizare, care se vor întinde pe o perioadă de aproximativ 8 luni. Asta. Dar vor merge în paralel. Merge în paralel. Practic, lucrările de pe coridoarele de mobilitate se lucrează inițial la trotoare, borduri, pentru că înainte de a turna asfalt trebuie să ai bordurile finalizate. La cote. Oricum nu o să poți turna asfalt până nu pui și rețeaua de apă. Se poate turna asfalt pe celelalte benzi. Pe circulație. În momentul de față, din pe majoritatea amplasamentului, pe aproape tot ce înseamnă această distanță între Pârâul Borzoghean, de unde începe amenajarea noi rețele de apă, până la Liceul de Chimie,
s-a realizat sau se realizează și rețeaua de gaz metan. Și rețeaua de apă va fi undeva la o adâncime și mai mare. Deci, dacă a fost un deranj și o problemă pe parcursul lucrărilor de gaz, sunt conștient și sper ca și pietrenii să înțeleagă că nu va fi ușor câtă vreme se va lucra la rețeaua de apă. Dar este un proiect vital, este un proiect esențial pentru oraș și implicit pentru acest proiect mare de infrastructură care este reprezentat de acest coridor de mobilitate. Deci eu mă aștept ca pietrenii să înțeleagă urgența și nevoia realizării acestui proiect, pentru că până la urmă pierderile de apă se regăsesc în facturile pe care le plătim cu toții la APASERV, ca să nu mai spun că APASERV-ul și ADA Aqua Neamț, la propunerea APASERV, ne-a solicitat o hotărâre de Consiliul Local prin care să majorăm tarifele, un plan de majorare a tarifelor la apă și la canalizare pentru următorii 5 ani. Imaginați-vă că în 2027 pietrenii ar ajunge să plătească apa undeva la 20-25 de lei, pentru că în acest plan de majorare nu sunt luate în calcul influențele pe care le are, de exemplu, inflația, ci doar costurile de astăzi. Ori mi se pare cumva absurd să punem în cârca pietrenilor toate aceste costuri și noi să nu facem nimic pentru a remedia problemele cu pierderile de apă, pentru a reduce costurile cu pomparea, cu electricitatea consumată pentru pomparea apei și asigurarea presiunii necesare. Adică vine PNRR-ul, vine POR-ul, avem atâtea programe prin AFM, prin care să realizăm proiecte de investiții care să asigure un minim de independență energetică sau să compensăm măcar o parte din costurile cu electricitatea. Nu facem nimic în sensul ăsta și aici nu mă refer la primăria Piatra Neamț, pentru că noi chiar am scris o mulțime de proiecte, inclusiv în această direcție. Eu nu văd de la APASERV această înclinație spre a căuta soluții să reducă din povara asupra oamenilor. Am inițiat acest proiect, dar eu vă zic sincer că mi se pare absurd să pretindem tot oamenilor să suporte aceste costuri. Noi, primăria, am făcut acest efort colosal. Imaginați-vă că am alocat anul trecut și anul acesta 17 milioane de lei pentru realizarea acestui proiect de investiții, care este și singurul de acest gen din ultimii 60 de ani. Deci de 60 de ani nu s-a mai făcut așa ceva. Prin urmare, mă aștept ca pietrenii să înțeleagă că pentru ei o facem, că pentru noi toți facem acest efort și că în următoarele luni, oricât de mare este disconfortul cu realizarea acestor lucrări, pentru că vor fi și de durată, aproximativ 8 luni, și de ce este mai complicat și mai de durată decât, de exemplu, la rețelele de gaz. Pentru că se sapă la adâncime mai mare, pentru a evita pericolul de îngheț. Grosimea este mai mare, pentru că mergem cu țeavă de 600 de milimetri. Deci sunt o serie de parametri pe care nu avem cum să evităm. Dacă aș fi avut 5 ani în urmă, înaintea acestor lucrări de asfaltare, eu aș fi făcut canal tehnic. Canal tehnic unde să ducem toate utilitățile, unde să avem... Da, dar acum nu am avut efectiv timpul necesar pentru a proiecta o astfel de măcar trebuie avut grijă de acum înainte. Sigur că da. Pentru că fără canale tehnice degeaba vrem să fim ca la Viena, că nu o să reușim. Fără canale tehnice, pentru că așa acolo e. Poți să intervii indiferent de timp, ai acces facil la orice, la oricare dintre utilități. Da. Eu sunt curios cum va arăta aducțiunea de, mă rog, sistemul de apă pe la suprafață la noi, având în vedere tocmai temperaturile și ce există
Probabil că există. Că nici în Viena nu vă imaginați că sunt iernile cu mult mai blânde decât la noi. Deci, de asta, la noi se merge cu proiectele, hai, cum se făcea. Hai să semnăm 9 proiecte cu 6 luni de zile înainte de alegeri. Și bun, frumos, 2%, am făcut. Uh-huh. Și când încep să iei, să vezi ce s-a întâmplat, îți pui mâinile în cap. Bun, ce alte noutăți interesante avem, care să nu mai m-am săturat de discuțiile astea cu... Sunt foarte importante, da, dar m-am săturat de discuțiile cu traficul și cu ce mai e. Sincer, m-am cam săturat și de discuția cu telegondola. Eu vă cred. Și eu m-am săturat, credeți-mă. Pentru că mi se pare absurd. Ce bârfe mai sunt în primărie? Ce bârfe mai sunt în primărie? Vă spun eu una? Nu particip la bârfe. Nu se poate. Dar spuneți-mi că... Am înțeles că au început să vă dea în judecată angajați acum. Da, situație absurdă. Ce să vă zic? Când mă gândesc... Detaliați un pic, ca să vedeți că nu suport. Haideți o bârfă. Dau același suport tuturor colegilor. Mai ales când văd un om care îmi inspiră că este muncitor, că este serios, că este responsabil și că se străduiește, chiar apreciez acest lucru și nu taxez nici măcar în momentul în care face o greșeală flagrantă. Știți prea bine că mi-am asumat de fiecare dată și eșecurile altora, tocmai din dorința de a proteja... Greșit, făcut de multe ori, dar mă rog. Vin din zona voluntariatului, unde, pentru a reuși să-i încurajez pe niște tineri care adeseori sunt mai emotivi și mai puțin încurajați de poate profesori sau poate de părinți să îndrăznească, să fie creativ și să se exprime, încerc să acopăr eu orice greșeală. Și fac același lucru și în primărie, pentru că dacă m-am format astfel, mi se pare că un lider trebuie să facă asta. Eu nu sunt genul șefului care se ascunde în spatele angajaților și... dar când vezi obrăznicia și lipsa asta de decență, chiar îți vine să te întrebi. Deci imaginați-vă că un om care a greșit urât de tot, față de tot ce văd eu a fi funcționar public. Pentru că eu înțeleg conceptul de funcționar public așa cum o face englezul. Public servant. Da? Omul acesta nu e funcționar public, că e protejat de lege și de codul administrativ. Fiind cinstiți, în România, imaginea este că e protejat. Și este un om care este în slujba cetățeanului și tratează pe oricine vine la el ca fiind frate, soră, cel mai bun prieten și așa mai departe. Băiatul ăsta a ținut 5 zile scările rulante. Le-a ținut blocate ca să vină primarul să taie panglică. Dar l-am înțeles. El n-a greșit avea cu nimica. Ordin. Avea ordin. El așa fusese obișnuit. Și am zis, măi băiatule, nu o să-i dau numele că nu are sens. El e o metaforă astăzi. Și am zis, nu e frumos. Cum? Metafora care așteaptă să taie panglică. M-ai întrebat măcar pe mine dacă mă interesează să tai panglică? Ții scările astea 5 zile de când au fost gata, au fost recepționate. Avem toate avizele de funcționare la ele. Știi bine cât de greu le-am obținut și cât de multă presiune am pus pe ele. Și tu mai ții încă 5 zile oamenii așa să nu se bucure de ele? După vreo 2 zile merg să văd. Eram cu familia prin zonă, era 9:30 seara, când ajung acolo, scările defecte. Îl sun. Ce se întâmplă? Nu funcționează scările. Da, merg. Bun, nu funcționează. Sunt aici, am încercat și pe una și pe alta, nu merg nici de jos în sus, nici de sus în jos. Ce se întâmplă? Domn primar, dar le-am oprit. Dar de ce le-ai oprit? Păi ca să nu facem consum, să facem economie. Dar
Decizia asta ai luat-o tu sau ți-a cerut cineva? Pe mine m-ai consultat când vine vorba de economie sau economii la supărările oamenilor? Nu vrei să facem? Dacă am plătit pentru a le avea funcționale... Și cine a luat decizia? El. El a știut că trebuie să facă economie. Multe astfel de situații, inclusiv pe parcări. Că omul ăsta trebuia să întocmească regulamentul pe parcări și am venit eu, am strâns echipa și am făcut și am arătat ce trebuie să facă omul care coordonează mecanismul și procedura de gestionare a parcărilor. Am luat regulamentul articol cu articol și l-am corectat. Am stat 8 ore într-o vineri după amiază până seara târziu ca să fac regulamentul și să-i alăt lui ce trebuia să facă. Articol cu articol, cu juridicul, economicul, patrimoniul, parkingul, toată lumea acolo, indiferent ce mai avea acasă, cu metrii, botezuri sau alte obligații familiale, noi am stat acolo să muncim și eu am la laptop regulamentul ca să-i arăt omului cum se face. Și el mă dă în judecată. Dar asta motivul? Că se simte hărțuit. Se simte hărțuit și... Păi, da, dacă hărțuiți oamenii, dar, adică eu v-aș sugera... Dacă eu l-am hărțuit... Eu v-aș sugera să faceți și un program mai lejer. Adică să nu mai hărțuiți, să vină la serviciu. Da, și a făcut programul foarte lejer în ultima perioadă. Da, poate îl faceți medicale, definitiv. Poate îl faceți dar definitiv. Dar cum să fac eu definitiv. Mai ales acum las procesul să curgă, să vedem. Poate omul chiar e hărțuit și nu n-am realizat eu cât de tare l-am hărțuit. Deci vedeți, când v-am spus că mai sunt și bârfe și știți de ele. Deci, e un subiect atât de mărunt față de, da, face de cele care îmi ocupă timpul. Face deliciu. Încât, da, e amuzant, simpatic după ce, și pe după de o parte frustrant. E ironia sorții. După ce tot am vorbit despre opoziția care vi se face că e opoziție, dar poate s-ar mai gândi dacă ar fi cu post de viceprimar, de ce să nu vorbim despre un funcționar care face o opoziție mai interesant. Deci el, din păcate, el probabil, eu sunt convins că în spate este altceva. Din păcate e un om destul de naiv, care s-a lăsat folosit cel mai probabil. Asta e. Mai aveți, e păcat că se ajunge în astfel de situații. Administrator de oraș? S-au hotărât. Avem administrator de oraș. S-au hotărât, acesta. Pleacă sau nu măcar pleacă. Măcar recunoașteți că am reinventat funcția de city manager al administrator orașului. De oraș prefer. Prefer administrator de oraș. Când o să avem city, atunci o să spunem city manager. De când administrator de oraș. Deci n-a plecat. S-a hotărât, pleacă, nu pleacă, v-a dat vreun răspuns? Nu a plecat. Deci nu mai pleacă. Am să îl rog să vină el la dumneavoastră. Eu nu pot să vorbesc despre plecarea unui eu nu din echipă. Dar pe mine mă interesează dacă domnul Muscal, nu mă interesează să-l întreb pe primar dacă va avea în perioada următoare aceeași componentă pe partea de administrare a orașului sau este nevoit să caute în continuare om. Asta mă interesează. Nu. După cum v-am zis, am om. Există în orice situație, orașul Piatra Neamț are city manager. Am înțeles. Și în momentul ăsta l-are pe ăla vechi. Și în momentul acesta l-are pe același, da. Pe același, da. Bun. Hai să chem optimist. Vă doresc o zi frumoasă la sfârșitul și zilei să mă sunați, să-mi spuneți dacă mă plimb cu telegondola. Vă spun la mijlocul zilei. Da, așa. Dacă mă voi plimba cu telegondola aflată în proprietatea primăriei sau nu. Vedem ce se va întâmpla. Vă doresc o zi frumoasă și dumneavoastră, oameni buni, o zi frumoasă. Să ne vedem cu bine și dacă vreți și mai aveți chef, citiți Mesagerul de Neamț, numărul 557, că sunt lucruri interesante. Garantăm. Vă mulțumesc și o zi frumoasă tuturor și dumneavoastră și telespectatorilor. Mersi la fel.